Anul trecut, când am avut pentru prima dată onoarea de a ține un curs pe TIP, am început prin a spune că eu cred în acele vorbe că orice sfârșit este un început. Și drept urmare mi-am intitulat cursul Introducere în arhitecturi de calcul orientate spre aplicații de inteligență artificială. Aș dori să continui această tradiție, fără a repeta subiectul cursului, dar păstrând prima parte din denumire și, în consecință, expunerea de astăzi este pe tema Introducere în fabricația integrată prin calculator. Vă rog să-mi scuzați vocea, sunt puțin răgușit, că fumez prea mult. V-aș propune să pornim de la conceptele definite de Lucian Blaga, conceptul de cunoaștere paradisiacă și cunoaștere luciferică. Plecând de la aceste concepte, expunerea mea nu va încerca să vă lămurească în domeniul pe care îl desemnează, ci va încerca mai degrabă să facă un demers luciferic. Adică, să admitem că fiecare dintre noi are trei orizonturi. Un orizont al necunoscutului, un orizont al cunoscutului și un orizont al nimicului. Prin ceea ce vă voi spune, nu voi încerca, deci, să vă lărgesc orizontul cunoscutului, ci să vi-l diminuez pe cel al nimicului, într-o creștere a orizontului necunoscutului. V-aș ruga să vă imaginați, deci, că acest domeniu este un noian de întuneric în care am montat câteva beculețe. Acceptați, vă rog, că le vom aprinde pe rând, pentru scurt timp, unul câte unul, ca la un joc de lumină dinamică acid. Istoria științei și tehnicii, ca de altfel întreaga istorie a umanității, arată că de obicei, se poate spune chiar de obicei, ideile noi nu sunt acceptate fără reacții inițiale de respingere a lor. Ideea de a se realiza, de a se transpune în practică acest concept de fabricație integrată prin calculator, nu a fost scutită nici ea de asemenea reacții. Dacă la începutul anilor 70 majoritatea covârșitoare a industriașilor aveau un vis însă în a obține, în a dispune de automatizarea totală a producției, această idee a fost mai puțin agreată în momentele în care cunoașterea și tehnologia au devenit apte a face posibilă aplicarea ei. De ce? Pentru că aplicarea unei asemenea idei a presupus o analiză de oportunitate, cum este și firesc. Ori, această analiză a condus la concluzia că poate fi, că se justifică să se aplice o asemenea idee doar în situația în care se schimbă concepția întreagă asupra producției.